1240. No. Suntem aici, da. Și acolo de unde... Mai avem vreo 300 de metri până pe vârf. Da, până pe vârf, da. Acolo 1300 o să fie unde, unde ziceam să facem pe platou. Da. De paus. Și vârful... Deja e alt semnal acolo că e de, de creastă. Am preluat un drum evident care ne va duce pe un platou aici în vecinătate, de unde vom avea perspective înspre depresiunea Giurgeului. Ajungem la un staul aici, este o stână, nu știu dacă este funcțională. Bun, deja în fața noastră sunt munții Gurghiului, se vede acolo vârful Saca, 1777 de metri, cel mai înalt. Nu e nimeni la stână. Avem perspective frumoase spre stațiunea Izvorul Mureșului. Și aici, în fața noastră, sunt izvoarele Mureșului, pâraiele care dau naștere spre avale râului Mureș. Ajungem la o altă stână, încă n-au urcat oile aici, e cam de vreme, pajiștile acum înverzesc. Vârful Negru ne așteaptă. E chiar negru pentru că este acoperit cu pădure. În fundal se văd munții Călimani, acolo îi disting cu zăpezi pe culmile cele mai înalte. Da, sectorul Pietrosu. E-op. E-op. Superb. Superbă zonă, superb. Superbă zi. Foarte interesant acest platou cu stână aici sub vârful Negru. În fața noastră este depresiunea Giurgeului, mărginită la vest de munții Giurgeului. Pe acolo trece Mureșul, se văd și Călimanii, iar aici sunt munții Giurgeului. Mai bine zis, munții Oșlobenilor, iar noi ne îndreptăm în acest moment spre vârful Negru, 1538 de metri. Dincolo de vârful Negru, în fața noastră, sunt izvoarele Oltului, care coboară și se îndreaptă spre sud, spre Miercurea Ciuc. Panoramez peste depresiunea Giurgeului și peste munții Gurghiului, din depărtare până aici, spre izvorul Mureșului, și apoi privim spre munții Harghita și spre depresiunea Ciucului. Da, avem perspective frumoase spre această zonă unde se formează Mureșul. Privim spre depresiunea Giurgeului, o vedem ca în palmă. Se vede orașul Gheorgheni acolo, undeva și aici.
este capătul de sud al acestei frumoase și întinse depresiuni. Dacă până acum n-am avut marcaje, în acest moment apare o înghesuială de marcaje pe un molid, care mai de care. Noi continuăm să urcăm pe acest drum forestier și vrem să ajungem pe Vârful Negru la 1538 de metri, a doua cotă în Munții Giurgeului, după Vârful Prișca, 1543 de metri, care este mai la nord, în vecinătatea orașului Gheorgheni. Urcăm frumos prin această pădure de molid, ecologică, pentru că, după cum vedeți, copacii căzuți rămân pe loc. Este o pădure încălcită. Așa. Care menține un ecosistem forestier. Era super. În 19 și în 20 erau doborituri mari de vânt. N-am pihant aici. Și văd că n-au curățat. N-au curățat. Chiar foarte mulți copaci au căzut, da. Da, și afectat. Și subțiri, pădurea e subțire, tânără, la un vânt puternic. Păi s-au dus, să știți, aici în zona Hășmașului și spre Mercul Neaciu. În 20 era o dobărâtură de peste aproape de 2 milioane de metri cub de lemn a căzut. În unele zone încă nici n-au reușit să scoată. Cum vedem și aici. Și aici, da. Auzi, gândește-te numai la guiașul care te așteaptă. Și să vezi după aia ce chef de mers ai. Și spor. Nu, înainte. Când te gândești la final, bag un guiaș de ăla. Adevărat. Hai că nu mai e mult. Uite, aici se vede cerul printre copaci, ceea ce înseamnă că ajungem pe vârf. Și pădurea are dușmanii ei. Dușman care se află în sol, dușman care se află în aer, cum este vântul și diferitele substanțe chimice. Apoi sunt dușmanii din comunități, adică cei care taie pădurea pentru a se îmbogăți. Ajungem la un popas amenajat. Haideți să-l inspectăm un pic. Să vedem despre ce este vorba. O căsuță aici. O împrejmuire. Foișor. Masă.
Consiliul Județean a făcut mai multe asemenea popasuri? Da. Chiar refugii. Mai multe, aproape pe refugii, aproape pe fiecare vârf. Foarte bine. Foarte bine, împreună cu Salvamont. Da, da, da. Izvorul e la vreo 200 de metri în jur. În munții Ciucului chiar mai multe. Din acest loc mergem înspre izvorul geografic al Mureșului. De ce se spune izvor geografic al Mureșului? Pentru că de aici începe râul Mureș. Deci apa subterană iese la suprafață aici și dă naștere Mureșului. În localitate mai este un izvor pentru aprovizionarea cu apă a turiștilor și atunci să zicem că acela este izvorul turistic al Mureșului. Noi mergem să vedem cum este amenajat acest loc pe unde apa subterană din munții Giurgeului dă năvală la lumină. De obicei, izvoarele râurilor și fluviilor importante ar trebui amenajate, semnalate, așa, pentru turiști și pentru toată lumea, pentru că sunt locuri hidrogeologice foarte importante. Și oameni buni, iată că am ajuns și în acest loc miraculos, de unde izvorăște cel mai important râu al Transilvaniei, Mureșul. Afluent al Tisei. Care la rândul său este afluentă a Dunării. Izvorul râului Mureș, lungime 789 de kilometri, suprafața bazinului 29.767 de kilometri pătrați, înălțimea la izvor 1485 de metri, coordonate geografice, cum e apa, Felix? Wow. Extraordinară, nu? Acesta este firișorul de apă care se naște aici. Și crește formând râul Mureș. No. Judith Kaik. A ti vitt foto please, mi dia foto. Acum a să gustați un aran. Acum, da. Se botează robii lui Dumnezeu, Ioan și Felix, așa, cu apă din Mureș, de la izvoare. Am gustat această apă, oameni buni, și este extraordinar de bună, rece, gustoasă, curată. Ai, ce bună pe cuvânt! Super! Deci, dragii mei, suntem într-un loc geografic extraordinar, într-un loc geografic și geologic. De aici pleacă cel mai important râu al Transilvaniei, Mureșul. Peste deal, în direcția unde privesc eu, peste deal, deci spre nord-est, sunt izvoarele Oltului.
Mureșul pleacă spre nord și apoi străbate Transilvania spre vest. Oltul coboară spre sud, o ia spre vest și apoi iarăși ferăstruiește Carpații meridional și coboară spre Dunăre. Într-o zi vom merge și la izvoarele Oltului și vom gusta și din apa acesteia. Mai privim spre acest loc hidrogeologic. Și ne întoarcem la Popas, de unde ne vom îndrepta spre Vârful Negru. Deocamdată ne-am făcut Damblaua, urmează să bifăm și vârful și apoi să revenim în stațiunea Izvorul Mureșului. Iată, ne ajungi și la Popas. Aici se poate servi masa. Poftă mare! S-au adunat ceva nori deasupra Vârfului Negru. Să sperăm că nu o să ne plouă, pentru că vreau să ne bucurăm de acest moment. Iată, înverzește și afinul pe aici, în aceste poiene. Noi ne apropiem de cota 1538 de metri. După ce am vizitat izvorul Mureșului, izvorul geografic, izvorul hidrogeologic al râului Mureș, venind din stațiunea izvorul Mureșului. Dragi prieteni, onorată națiune, am ajuns pe Feche Terez la 1538 de metri, adică pe Vârful Negru. Aici este o bornă topografică și una turistică. Aici este borna topografică, așezată în 1963 de către Direcția Topografică Militară. Iar aici este o piatră așezată de turiști. Omul a ajuns pe Vârful Negru sau Feche Terez. În Ținutul Secuiesc? Da? În munții Giurgeului de Sud? Deasupra localității Izvorul Mureșului și în vecinătatea Izvorului Mureșului. Al doilea obiectiv bifat. Iată, aici este și placheta care ne indică vârful în direcția respectivă. Uită-te așa, se merge la izvorul Olt. Da? Spre pârâul Șipoș și spre izvorul Oltului. Pe acest rumeag. Nu mai apucăm să mergem astăzi, pentru că s-a făcut târziu. Trebuie să facem cale întoarsă spre izvorul Mureșului.
de pe Vârful Negru, ne retragem înspre izvorul Mureșului. Așa. De unde vom pleca mai departe spre Miercurea Ciuc? Da, spre izvorul Oltului sau spre stațiunea izvorul Mureșului. Bun, e clar. După cum vedeți, Vârful Negru este un vârf deșit. N-are nicio proeminență stâncoasă. Este un vârf rezonabil, frumos, ușor, înconjurat de pădure, negru de pădure și în vecinătate are izvorul Mureșului. Oameni buni, avem o fereastră spre Hășmaș și putem vedea Hășmașul Mare, 1792 de metri, și Piatra Singuratică și chiar culmea Ascuțită, care își etalează calcarele monumentale. Super imagine din acest loc. Iată Hășmașul Mare cu acel abrupt, zvelt, strălucitor înspre orașul Bălan. Suntem pe acest hotar hidrogeologic de unde se nasc Mureșul și Oltul în vecinătatea munților calcaroși ai Hășmașului. Niște munți foarte pitorești. Care dețin cheile Bicazului, care dețin stațiunea Lacul Roșu și multe, multe alte atracții pe care dorim să le bifăm de-a lungul vieții. Și uite așa, povestind și admirând peisajul, ajungem într-o poiană. Cu deschidere spre munții Harghita. Care se văd acolo în spate, în fundal. Se vede și vârful Mădăraș, iar în față, direct dincolo de pădurea demolit care se vede, este stațiunea izvorul Mureșului spre care ne îndreptăm. Apar în cadru și munții Gorghiului, cu vârful Saca acolo. Și avem posibilitatea să vedem depresiunea Ciucului, mărcinită deci spre vest de munții Harghita și spre est de munții Ciucului. Ajungem la un alt izvor, la o altă ivire hidrogeologică.
iată și aici această minune prin care apa subterană din munții Giurgeului iese la lumină. Și pleacă mai departe formând un pârâiaș. Traversez această poiană pentru a găsi puncte de belvedere spre depresiunea Ciucului și observ foarte multe locașuri de tragere din cel de-al doilea război mondial, așa cum spuneam, toate orientate înspre această trecătoare dinspre depresiunea Ciucului spre depresiunea Giurgeului. Iată, în față este întinsa depresiune a Ciucului, polarizată de orașul Miercurea Ciuc. În stânga sunt munții Ciucului, care ajung la 1553 de metri altitudine. În dreapta sunt munții Harghita, care ajung la 1800 de metri altitudine. Da, avem perspective deosebite de aici înspre Ținutul Secuiesc și înspre depresiunea Ciucului. Izvorul Mureșului. În acest moment privim spre prelungirea sudică a munților Hășmașului și spre Valea Oltului. Care se îndreaptă spre sud, spre depresiunea Ciucului. Acolo undeva, în depărtare, se văd și munții Ciucului. Imediat o să vedem și creasta calcaroasă a Hășmașului. Iată deja, apar acolo abrupturile albe, strălucitoare, din calcare. Da, este un contrast cromatic extraordinar între albul calcarelor și verdele închis al pădurilor de molit. Da, și se văd acolo văiugile și trenele de grohotișuri deasupra pădurii. Hei-op! Hei-op! Ușor, ușor ne retragem de pe Vârful Negru, care este în fața noastră. Într-adevăr își merită numele, pentru că este negru de molizi. Ce frumoasă este această întrepătundere între pâlcurile de molizi și această pajiște.
această combinație între vegetația arborescentă și cea erbacee este extraordinară. Aici este cheia atractivității, în felul în care se combină aceste două elemente. În acest moment noi ne deplasăm pe o culme situată între Valea Oltului la stânga și Valea Mureșului la dreapta. Privim spre Vârful Negru, pe care am fost în urmă cu câteva minute. Unde să mergem? La fabrica de bere, la Tipice, în Sfânt Simeon. În Sfânt Simeon, da, trebuie să o luăm în dreapta, parcă. Da. De la drumul principal. Da, da. Păi dacă vrei, ne abatem acolo și îți dai seama, poate primim ceva. Păi, da. Mergem ca vizitatori. Contracost. Știi? Contracost primim, nu? Da. Nu așa, nu este pentru stand, pentru vizitatori. Să poate vizita interiorul fabricii. Așa, dar îți dai seama. Degustare de bere. Se poate face degustare. De diferite sortimente, nu, de bere. Au un meniu. Au și un meniu, da, care merge cu berea, nu? Aha. Afumat în pâine. În pâine, da, da, da. Usturoi. Wow! Gata, eu zic să abandonăm tot ideea cu Miercurea Ciuc și să ne vedem de treburile noastre. Să mergem încolo la... Să abandonăm treburile noastre și să ne vedem de treburile noastre. Da. Ceva de genul. De genul ăsta. Tot treburile noastre sunt și alea. Mai privim spre Vârful Negru, pentru că imediat vom coborî sub culme și nu o să-l mai vedem așa de bine. Însă vom avea perspective înspre izvorul Mureșului și înspre depresiunea Ciucului. Hai că o să vedem depresiunea foarte mișto de aici, de undeva, din față. Super! Avem un punct de belvedere acolo, la molizii din față, știi? În fața noastră este Valea Oltului deja. Puțin mai jos de obârșiile sale, de pe flancul nord-estic al Muntelui Negru, în spate se văd ultimele prelungiri ale munților Hășmaș, până la contactul lor cu munții Ciucului, care mărginesc depresiunea Ciucului spre est. Da, avem perspective spre culmea înaltă din Hășmaș. Se vede și Piatra Singuratică acolo, chiar în centru culmii respective. Și iată deja perspective spre depresiunea Ciucului.
Deci acolo este Hășmașul Înalt, Hășmașul Mare 1792, piatra singuratică și culmea ascuțită. Și aici este depresiunea Ciucului deja. Privim înspre depresiunea Ciucului. În față este localitatea Sân Dominic. Iar din coace este izvorul Mureșului. Mai privim și spre creasta calcaroasă a Hășmașului. O altă zonă care merită vizitată. În față este stațiunea izvorul Mureșului. Imediat o să o vedem mai bine și vedem și trecătoarea dintre depresiunea Ciucului și depresiunea Giurgeului. Da, avem în acest moment perspective deosebite înspre depresiunea Ciucului. Panoramăm dinspre Harghita Mădăraș peste depresiunea Ciucului până în munții Hășmașului. Sunt foarte multe lăcașuri de tragere aici în fața noastră, toate orientate deci înspre trecătoare și înspre depresiunea Ciucului. Încercăm să sorbim cât mai mult din acest peisaj, pentru că este deosebit, mai ales în acest moment al împrimăvărării. În față este stațiunea izvorul Mureșului, spre care ne îndreptăm acum. Da, suntem la hotarul dintre cele două lumi, ale Giurgeului și ale Ciucului. Și suntem niște binecuvântați, pentru că astăzi am ajuns la izvoarele Mureșului și pe vârful Negru și am putut admira de la înălțime depresiunea Giurgeului și depresiunea Ciucului. Super priveliște, da. Privim iarăși spre depresiunea Giurgeului și spre munții Gurghiului. Se vede acolo piramidal vârful Saca. Aici este stațiunea izvorul Mureșului, iar în stânga este depresiunea Ciucului.
Suntem în Ținutul Secuiesc. Suntem în vecinătatea unei stâni, încă n-au urcat aici oile, dar putem vedea cum fostul drum de acces s-a transformat într-o ravenă, care totuși este fixată de vegetație. Da, este sublim acest moment al împrimăvărării pe care îl trăim aici în munții Giurgeului de Sud, în apropiere de stațiunea Izvorul Mureșului. Am ajuns iarăși la Popas. Foarte multe stâni în acest sector al munților Giurgeu. Și iată, popasuri pentru turiști. Din loc în loc, așa. Totul pentru protecția mediului. Coborâm mai departe spre stațiunea Izvorul Mureșului și, bineînțeles, ne pregătim să încheiem această tură spre Vârful Negru și spre izvoarele Mureșului. Ești stăpânul păpădiilor! Puf de păpădie! Dust in the wind! Rapiță! Rapiță! Pentru cunoscători, pentru amatorii de selfie. Și mai ce? Dar și păpădia e bună. Da. Mai ales dacă te culci așa, la pământ, cu păpădia în jurul tău. Trecem prin curtea unei stâni de vaci. Să sperăm că vom fi întâmpinați cum se cuvine. Dragi prieteni, am ajuns în Izvorul Mureșului. S-a iscat un pic de vânt aici în depresiune. Dar vremea este plăcută. A fost o tură extraordinară din care am învățat foarte multe lucruri. Am urcat pe Vârful Negru la 1538 de metri. Am vizitat izvoarele râului Mureș. Am admirat depresiunea Giurgeului și depresiunea Ciucului, munții Hășmașului. Ne-am bucurat de împrimăvărare. În față este trecătoarea care face, bineînțeles, trecerea dintre depresiunea Giurgeului la nord și depresiunea Ciucului la sud. Thank you.
Bun, am ajuns. Patru ore jumate. Bun, oameni buni, am ajuns în stațiune. Ne declarăm mulțumiți și mergem mai departe. Nu știu dacă nu mai repede ajuns pe traseul ăsta decât pe celălalt. Astăzi e duminică, e multă liniște în stațiune. Poate acolo în centru să fie agitație mai mare, dar aici spre periferii, după cum ați văzut, e multă liniște. Bun, ahoi tuturor! Mai privim pentru ultima dată spre Vârful Negru, unde am fost astăzi și am vizitat izvorul Mureșului.